Bună seara, dragi mei prieteni. Vă zic bun venit într-o oază de lumină și de liniște în prezența cuvântului lui Dumnezeu. În această seară aș dori să vorbesc puțin despre patimi, despre fața nevăzută a suferinței. Nu numai suferința noastră, dar și suferința Domnului Isus Hristos. Atunci când vorbim de suferințele noastre, avem tendința să fim subiectivi, și uneori dacă suferința n-a fost suficient de mare să ne autocompătimim. Când vorbim despre suferințele Domnului Hristos, vorbim dintr-o perspectivă exterioară pentru că noi n-am fost în situația Domnului Hristos și nu-l înțelegem în mod absolut profund așa cum ar trebui. Acest subiect Fața nevăzută a suferinței este trasat de linia extrem de dură, dar fină, în același timp, între speranță, atenție, speranță și, ne și credință. Când realitatea te zdrobește și te coboară în adâncul întunecat al descurajării, tot ce îți mai rămâne este credința, care este, de fapt, frânghia sau, da, ața, frânghia, de care ne mai putem uh, ține. Ca să fim trași afară. De obicei, atunci când ne-a părăsit speranța, ne-a părăsit puterea de a mai lupta. Așa că, în condiții de genul acesta, eu, tu, noi, omul în genere, nu crede că ar putea să mai facă ceva pentru a se salva pe el însuși sau a modifica circumstanțele de viață care l-au transformat într-o într victimă sigură. Acest moment este, de fapt, punctul terminus, punctul culminant, în care bătălia pentru mintea noastră începe, prieteni. Și anume, momentul în care speranța moare, și disperarea ia locul acestei speranțe. Disperarea presupune absența rațiunii, panica presupune absența discernământului. Vorbesc de momente când nu poți să mai urci, nu poți să mai ridici brațe nevinovate spre cer? Vorbesc de momentele acelea din viață când privești înainte și nu mai vezi nimic în fața ta? Vorbesc de momente în care durerea a răpit tot ceea ce putea să-ți mai dea speranță? Și tot atunci și doar atunci, în momentele de genul acesta, putem vedea cu adevărat fața ascunsă a suferinței. Știți undeva în generația trecută, a fost un om extrem de credincios al lui Dumnezeu, un doctor, Paul Brand, fratele, dacă vreți, Paul Brand, medic care și-a dedicat viața în lumea leproșilor. Studiind lepra ca și boală, a observat și a notat efectul cel mai groaznic al leprei, și anume acela că bolnavul și-a pierdut abilitatea de a mai simți ceva, de a mai simți durere. Și inconștient sau uneori involuntar, fără să știe, adeseori poate să intersecteze cu un obiect sau să ia în mână ceva care îl poate răni și el nu simte durerea. Aceasta, bineînțeles că de multe ori poate fi fatal, produce sângerare și așa mai departe. Acest om temător lui Dumnezeu, acest doctor, Paul Brand, a descris în cartea lui uh, numită Binecuvântarea pe care nimeni nu dorește, uh, sau Binecuvântarea suferinței, chestiunile de genul acesta. Știți, suferința există pentru ca noi, ființele vii, să, uh, să apărăm integritatea organismului nostru. Dacă n-ar fi suferință, nimeni nu s-ar apăra. Nimeni nu s-ar mai hrăni, sunt multe răspunsuri care pot fi adresate și date, în mod retoric sau mai puțin retoric, la problema suferinței. Spre exemplu, când vorbim despre suferința lui Iov, în suferință Iov l-a cunoscut pe Dumnezeu mai de aproape. Și îndrăznesc să spun, dragii mei prieteni, că și noi e una să citim cartea lui Iov cu stomacul plin, după așa-zisul concert uh, culinar din timpul, mă rog, sărbătorilor uh, tradițional uh, mai mult sau mai puțin contemporane cu creștinătatea și alta să citești cartea lui Iov după o zi de post. Uh, cred sincer că creștinismul sau creștinii care n-au fost bine cuvântați cu suferință vor pierde trenul. Și când va veni necazul cel mare, se pare că vor crăpa un pământ, un lut care n-a fost încercat și care n-a fost trecut prin foc pentru a fi călit. Adeseori oamenii în suferință laudă pe Dumnezeu mai mult decât cei care nu sunt în suferință. Spre exemplu, lau oamenii care nu suferă, oamenii care nu au suferințe. Sunt gata să dojenească pe Dumnezeu, să-L acuze pe Dumnezeu de fiecare dată când ea o problemă care li se pare catastrofală. În timp ce oamenii care au să zic, o boală incurabilă, copii care se nasc cu un anumit defect sau o deficiență și nu văd, oameni care au contactat pe parcursul vieții o boală care i-a pus la pat în mod irreversibil, oamenii aceștia au un caracter ilustru. Fratele Ștefan, un om de la țară, l-am cunoscut ani de zile în urmă, paralizat, avea o oglindă deasupra patului și când îl întrebai, cum ești, frate Ștefane, zice, bine mulțumesc lui Dumnezeu. Și aveai această tendință să-l judești pe fratele Ștefan paralizat la apat, ce fel de bine o mai fi și ăsta? Dar am întâlnit și un alt fel specimen, un alt specimen de creștin, spunea, cum ești frățioare, zice, o duc prea bine ca să nu mă fi părăsit Dumnezeu. Din această idee, dragii mei prieteni, s-a născut și cântarea, de ce nu mă mai mustri? Există o cântare pe vremuri când bătrânii noștri erau într-adevăr reperele morale are adventismului generației noi. Iubiții mei prieteni, toți cei brăcați în roșu și albastru sau în ce culor o vrea dumneavoastră, există o mare diferență între a cânta pentru Hristos și a muri pentru Hristos. Am un verset foarte favorit din Filipeni, capitolul 1, versetul 29, care întotdeauna mi a reamintește că în creștinătate există două clase de oameni sau două categorii de oameni. Căci vouă v-au disadat harul, spune apostolul, nu numai să credeți în Domnul Hristos, dar și să suferiți de dragul lui. Deci, scriitorul rus, Alexandru Soljenits, care, după ce l-a cunoscut pe Domnul Hristos în lagărul comunist, fiind un vocal împotriva comunismului, făcea o declarație atunci, în momentele de convertire, cu bucurie mare. Zice, bine ai venit, suferință, bine ai venit, închisoare, da... Solzgăniț îmi făcea această declarație care avea să mormurească ușele de metal ale pușcăriilor comuniste de pe vremuri. El, același solzgăniț, răspunea la o întrebare adresată de un jurnalist american, chiar imediat după uh, ce a aterizat pe pământ, uh, pe pământ străin, în Statele Unite, când reporterul l-a întrebat uh, cum definești comunismul într-un singur cuvânt și el spunea minciună. Dacă l-ar fi întrebat a, 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 reporterul cum definești adevărul într-un singur cuvânt, probabil că ar fi spus Hristos. Dragii mei prieteni, nu știu dacă a zis-o Einstein sau n-a zis-o Einstein, dar mi-aduc aminte de ce spunea el sau altul. Oricum, remarca este de mare valoare și de aia o citez, indiferent care este autorul. Dacă trebuie să aleg între suferință și nimic atunci aleg suferința. Deci, înțeleptul alegea existența, chiar în condiții de suferință, decât să aleagă neființa sau inexistența, nimicul. Orice am crede despre suferință, să știți, dragii mei, că teoriile sau teoria noastră va fi sever încercată atunci când ajungem mai devreme sau mai târziu în menghina acestei suferințe pe marginea unei prăpăstii. Și când acestea se întâmplă, să știți că toate modelele teoretice pe care le-am avut noi sau conceptele despre suferință vor fi alterate sau afectate sever. Și în felul acesta, cred sincer că suferința va avea potențialul de a eroda certitudinile și de a semăna confuzie dacă omul nu este ancorat în Dumnezeu. Sigur că există un centru, există un punct terminus al durerii, care ar fi epicentrul durerii, undeva, cândva, discutau mari bărbați celebri între ei, prin scrisori, prin cărți, replici, discuții per personale sau televizate. Într-una din declarațiile C.S. Lewis, în 1963, dădea un răspuns unui om de știință pe nume Thomas Van Ostel, care tocmai își pierduse singurul copil într-un accident de mașină. Un an în urmă, soția lui murise de un cancer accelerat, chiar dacă fusese sănătoasă și trăise după toate regulile unei reforme ale sănătății. În disperarea lui, săracul își modificase paradigma de viață și mai toate repelele și geografia vieții acestui scriitor sunt modificate și ajustate în mod sever, într-o așa manieră că nici imaginația lui nu și-o închipuise sau nu și-o anticipase. C.S. Lewis uh, spunea uh, marelui om de știință Thomas Van Ostal, de ce atâta suferință, de ce atât caz. El spunea, și eu am pierdut ceea ce am iubit cel mai mult. În uh, cartea scrisă de C.S. Lewis în Anatomia Durerii, el făcea o declarație, nu știi niciodată cât de mult crezi cu adevărat, în ceva, până când adevărul sau falsitatea lui devine o chestiune de viață și de moarte pentru tine. Deci, vom ajunge în momente din viața noastră, prieteni, când vom considera suferința, când vom considera înțelegerea despre suferință sau despre o chestiune care ne poate dovedi că am crezut un mit sau ne poate dovedi că am crezut o minciună sau un adevăr. În suferință nu ne luptăm. Să știți, în suferință nu ne luptăm să apărăm logica credinței, și ne luptăm să nu lăsăm această credință să moară. E tot ce ne a mai rămas. În tot acel tumult de durere, aproape permanent, al durerii inexplicabile, ne luptăm să nu pierdem singurul element care ne mai ține în viață și anume credința. Philip Aliansei surprinde un dialog între scriitorul Ellie Whistle și un fost rabin celebru care a petrecut ani buni la Auschwitz. Sigur că scriitorul Eli Wessel pune o întrebare destul de provocatoare rabinului cum poți să mai crezi în Dumnezeu după Auschwitz? La care rabinul îl surprinde cu o întrebare extrem de fatală pe autorul care mi se pare că uh, lasă întrebarea cu gust de ateism și rabinul spune cum poți să nu crezi în Dumnezeu după Auschwitz. Vă amintiți de întrebarea Domnului Hristos și de răspunsul primit de la ucenici, când Mântuitorul, după pierderea în ghilimele spus a celor 70 de ucenici, spune, se întoarce către ei cei 12, voi nu vă duceți. Petru, în numele tuturor, care obicei spune, unde să ne ducem, Doamne? Tu ai cuvântul vieții. Vedeți dumneavoastră, în suferință, în ecaz, tot ce ne-a mai rămas este Domnul Hristos și frânghia credinței. Când vorbim de suferință, ne gândim la o diversitate de situații, prieteni. Dragii mei prieteni, când vorbim de suferință, ne gândim la o diversitate de situații. Suferința este de natură fizică. Apoi, sigur că avem momente în care suferința este de natură emoțională, în care omul suferă datorită faptului că este respins sau nu este acceptat, fie de societate, fie neacceptat, mă rog, de bărbatul ideal în con Contextul unei doamne sau domnișoare care se îndrăgostește de cineva, sau, în cazul unui bărbat, femeia visurilor sale îi spune nu, aceasta produce durere proporțională cu suferința fizică. Apoi, ceea ce este și mai copleșitoare este suferința în care conștiința este supusă unui asalt de vinovăție, în care omul regretă, fără să poată schimba evenimentul. Apoi există suferința pierderilor celor dragi. Pe care noi putem aduce înapoi. Și exemplele pot continua. Suferința care apare datorită unui rateu în afaceri, o pierdere financiară teribilă, îl poate aduce pe om într-un puseu emoțional fără precedent. Și pentru că întrebarea de ce oamenilor buni li se întâmplă lucruri rele nu are încă un răspuns pentru mulți vreau să încep această analiză a acestui concept cu următoarea contra-întrebare. Care sunt oamenii, dragii mei prieteni, care sunt oamenii mai buni, mai maturi sau mai hăliți pentru viață? Cei care, cei care au fost șlefuiți de suferințe în școala suferinței și necazului? Sau cei care au fost crescuți în puf sau în borcan care pretind înțelepciunea absolută a lucrurilor pe care nu le cunosc și care nu au fost expuși la suferință niciodată. Vă las pe dumneavoastră să analizați cazul. În cine se poate avea încredere mai mult? În oameni noi sau în oameni vechi? În oameni noi care nu cunosc suferința? Oameni proaspeți? Sau în oameni care au trecut prin școala suferinței? În timpul paradei militare de ziua Armatei, un tânăr porta un steag românesc și saluta cu mândrie toată suita soldaților care, și a cavalerii care urma după soldați. Și în timp ce saluta cu glorie și cu patriotism steagul românesc și armata română, pe o băncuță lateral vede un bătrânel cu o plapumă pe, peste el plin de frig și tânărul care era plin de entuziasm și patriotism îl întreabă în mod ojenitor, Bătrânel, auzi, domnule, nu-ți e rușine să nu te scoli picioare când trece armata română? La care bătrânul se uită la el și își dă plapuma la o parte. Fiule, mascula în picioare cu toată dragostea să salut armata română. Dacă aceste picioare n-ar fi fost lăsate undeva în război pentru apărarea acestei țări. Frustrat, confuz, rușinat, tânărul roșește. Nu-i vin cuvinte, rămâne încremenit și realizează stupiditatea, realizează această situație de care lui însuși este rușine. Teoria ca teoria, dar practica o omoară. El avea steagul românesc în mână, striga ura România și trăiască armata română, dar ce lipsea acestui tuleu, acestui vlăstar, îi lipsea experiența de viață? îi lipsea încercarea, suferință și necazul. Iar când bătrânul i-a scos în evidență fără mult tam, -tam a scos la iveală trăgându-și plapuma de pe picioare, genunchii tăiați. Atunci tânărul a realizat că este o mare diferență între unul care spune sau mărturisește credința, așa cum o mărturiseau cei la propaganda de partid pe vremea lui Ceaușescu, sau o mărturisește cu viața lui personală. Știți, prieteni, regula și principiul în scriptură este același și se adeverește cu fiecare caz și situație în parte. Cu cât pretindem mai mult, cu atât suntem mai puțin. Dacă pretindem că suntem, să știți că nu suntem. Când pretindem că nu suntem, e cineva din afară care spune, voi ăștia sunt. Exemple de cunoaștere teoretică a ceea ce noi numim suferință. Dar acum când venim la varietatea biblică a ideilor, suferința fizică generată de blestemul păcatului. Iată o declarație din Geneza 3 cu 16 unde Dumnezeu declară femeii voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu dureri vei naște copiii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar ele vor stăpâni peste tine. El va stăpâni peste tine. Mai există o altfel de suferință, suferința hibrid, în care durerea fizică este împletită cu frustrarea emoțională generată de nerteptate și vicisitudinile vieții, în cazul lui Iacob, care a muncit săracul și a fost fentat, înșelat, frustrat de, mă rog, socrului. Dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, spunea el, pe Dumnezeul lui Avram, pe acela de care se teme Isaac, mi-ai mi fi dat drumul acum cu mâinile goale, dar Dumnezeu a văzut suferința mea și o la mâinilor mele și ieri noapte a rostit judecata, Geneza 31 cu 42. Există și o suferință atunci când suntem nedreptățiți, o frustrare interioară, mai ales atunci când nu găsim răspuns sau retaliere la nedreptatea făcută. Suferința Egiptului, când poporul lucra pentru alții, când muncea pentru alții, ca alții să poată mânca rodul mâinilor lor și să se poată bucura de fericirea care aparținea poporului. În Exodul capitolul 3, versetul 17, Domnul ne spune Vă voi scoate din suferință Egiptului și vă voi duce într-o țară a cananiților, hetiților, amoriților și așa mai departe, într-o țară unde curge lapte și miere, Poporul a crezut, astfel a aflat că Domnul cercetase pe copiii lui Israel și le văzuse suferința și s-au plecat, s-au aruncat cu fața la pământ. În următorul capitol se declară aceste cuvinte, Exodul capitolul 4, versetul 31. Dacă până acum am vorbit de suferința redusă de blestemul păcatului și de nenorocirea nedreptății provenite de, de la păcat, Iov, capitolul 5, versetul 6, ni se spune Nenorocirea nu răsare din țărână și suferința nu încolțește din pământ. Adică suferința are întotdeauna o justificare, o explicație, chiar dacă cel care este experimentul acestei suferințe nu o înțelege la momentul așa, acela. În următorul capitol, în Iov, capitolul 7, versetul 3, așa eu am parte de luni de durere și partea mea sunt nopți de suferință, spune el. Iov, în capitolul 7, versetul 3. Și tot el, mai târziu, în capitolul 23, versetul 2, spune Și acum plângerea mea este tot o răzvătire, dar suferința îmi înăduse suspinele. Dragii mei prieteni, asta se întâmplă când ajungi la limită și nu știi ce să mai faci, nu ai o explicație, ai vrea ca cineva să comunice cu tine și totul se păstrează tăcerea, încerci să-L apuci pe Dumnezeu de poala hainei și Dumnezeu aparent nu este acolo cu tine, atunci te apucă și mă apucă disperarea. Suferința, prieteni, are ca scop adeseori șlefuirea și perfectarea caracterului creștin. Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui, și prin suferință îl înștiințează. Iov 36 cu 15. Neînțelegând, dragii mei prieteni, suferința și scopul ei, aceasta poate conduce pe om la răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, așa ca și în cazul tălharului de pe cruce care n-a fost mântuit. Cu cât suferea mai mult, cu atât blestema mai mult pe Dumnezeu. Căci suferința te îndeamnă la rău. Iov 36 cu 21. Aceasta este argumentul care arată că pe unii suferința îi face mai buni, iar pe alții suferința îi face mai răi. Suferința este o școală în care inima se face sensibilă, mișcătoare sau suferința ca o consecință a alegerilor neînțelepte. Este suferința de gen David, cazul multora ca el și nu numai, dar tu vezi căci tu privești necazul și suferința ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea ta se lasă cel nenorocit și tu vii în ajutorul orfanului. Iar în psalmul 88, versetul 9, tot David ne spunea, Mi se topesc ochii de suferință, în toate zilele te chem, Doamne, și mă mâinile spre tine. Știți, dragii mei prieteni, poate că e paradoxală alegerea acestui subiect cu ocazia sărbătorilor, mai mult sau mai puțin creștine, de sorgintă creștină, în care cozonaci, chiftele, cărnați și alte mirodenii întunecă mintea oamenilor. Poate că mulți dintre dumneavoastră v-ați pus întrebarea, cum bă, acum că noi mâncăm și ne bucurăm de viață, de momentele acestea de sărbătoare, te-ai găsit tu să strici atmosfera, să ne aduci aminte că suntem oameni de nisip oameni din țărână și că va veni suferința până noi. Lasă-ne, Domnule, să trăim acest moment de fericire și ce-o fi mâine, o fi cu toată lumea. După mine, potopul, nu? Este sfârșitul anului în care oamenii își împart între ei ieftina declarație Happy New Year, an nou fericit. Dar de unde atâția ani noi fericiți, mai fraților? Că și anul trecut ne-am urat tot așa, și fericirea aia pământească momentană, după care tot fugim, pleacă și ne, ne, păcălește în fiecare zi ca o nălucă. Deci cât despre mine, eu și casa mea, am ales să ne închinăm Domnului, spunea marele luptător, marele credincios. De aceea, dragii mei prieteni, eu sunt ferm convins că fericirea, singura fericire, este aceea de asta lângă Dumnezeu. Dacă tot vorbim de circunstanțe diferite cu privire la suferință și adevărata față, sau fața nevăzută a suferinței. Aș vrea să vă spun, dragii mei prieteni, că există două versete biblice care, într-adevăr, schimbă întreaga paradigmă cu privire la suferință și acestea se găsesc tocmai în capitolul pe care evreii nu vor să-l citească, și anume Isaia 53. Disprețuit și părăsit de oameni, ome al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit cât ai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Domnul a găsit cu cale să zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o săbânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui Isaia 53 cu versetul 10. Avem două versete, la șapte versete distanță unul de celălalt. Prima dată este versetul 3, unde ni se spune că o, Domnul Hristos era disprețuit și părăsit de oameni când, tocmai de Crăciun, de Anul Nou, de Paște, câte sărbători mai avem noi pe Pământul ăsta. Nu există un moment direct în care omul să-l disprețuiască și să fie părăsit de oameni decât în momentele de sărbătoare pseudo-creștină sau o creștină Nu există un moment în care Domnul Hristos să fie mai disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii. Știi cum? Obișnuit cu suferința. Adică făcea parte din meniul zilei suferința Domnului Hristos. Și atunci când Domnul Hristos avea parte de suferință în fiecare zi, e corect pentru mine și pentru tine, prieteni, să mă murmurăm în fiecare zi sau odată la nu știu cât timp când ne-am dat cu ciocanul peste deget? Ieremia 15 cu versetul 18 ne reamintește că suntem oameni, nu? Pentru ce nu mai contenește suferința mea? Pentru ce mă ustură rana și nu vrea să mi se vindece? să fii tu pentru mine ca un izvor înșelător, ca o apă care seacă. Observați Ieremia la limită de funcții, Ieremia la capătul puterilor credinței lui. Să fii tu pentru mine un izvor înșelător, că nu se mai termină suferința, Doamne. Ai, am înțeles că vrei să mă șlefuiești, vrei să mă faci mai bun, dar chiar nu se mai termină, Doamne. Ieremia săracul crezuse că ajunge la momentul în care e suficient de bun ca suferința să nu-i mai trebuiască. Și asta îl făcea să-și piardă încrederea în Dumnezeu. Mai ai făcut destul de bun, gata, lasă-mă, lasă-mă să respir. Dar numai Dumnezeu știe rețeta și chimia relației noastre cu El. Și când ajungem noi să fim cu adevărat suficienți? Atunci când îngerii lui Dumnezeu vor încerca să intervină în noaptea strâmbtorării lui Iacov, când vă vedea suferința și necazul poporului Dumnezeu în timpul strâmbtorării, Zice că îngerii, mișcați de compasiune și dragoste pentru oameni, vor încerca să intervină înainte de timpul permis de Dumnezeu. Dar există un înger comandor care va spune îngerilor care vor să intervină pentru salvarea poporului său în mod prematur sau înainte de vreme, nu acum, nu încă. Și îngerii se rețin. Dumnezeu știe cât trebuie să țină aurul în foc pentru a face să strălucească chipul său. Deci, dragi mei, Fața nevăzută a suferinței este extrem de complexă și, fără credință, este cu neputință să explicăm suferințele zilnice prin care trecem. Am avut un vis că eram uh, într-o clădire, 3 patru etaje nu mai rețin, priveam pe fereastra clădirii în care se pare că eram închis și pe șoseaua care era nu la o mare depărtare, exista o mărșăluire de oameni. L-am văzut pe domnul președinte Obama în fața acestei, uh, mă rog, elite de soldați, după care l-am văzut pe episcopul de Roma, pe papa, care avea un pahar mare în mână și dădea tuturor oamenilor a să-l dea. Se făcea în vis că cei care erau pe margine și nu doreau să bea din paharul papei, erau strânși de soldații iezuiți care mă mărșăluiau în haine de, mă rog, călugărești, și băga în pe oameni. Am realizat că venise persecuția. Mi-am dat seama că pot să mă dau jos de pe geam să-mi salviez viața, dar aveam o problemă. Ana Maria, a doua mea fică, era cu mine. Era micuț, avea 3-4 anișori și mi-am dat seama că eu pot să mă salvez pe mine cu riscul sau cu prețul de a o lăsa și o abandona pe ferița mea. Sigur că niciun părinte nu face treaba asta, nici chiar în vis. Și atunci am luat-o și am pus-o pe umerii mei, ea se ținea strâns de gâtul meu, și am început să cobor geamul, să ies pe geam de la etajul 2-3, cât era, și explicam în vis fetei mele că eu nu am cum să o scăp pe ea. Și spuneam, Ana Maria, dragostea mea, iubita mea, al Tati, te rog, ține-te strâns de gâtul meu, că dacă tu-ți dai drumul, Tati nu te poate salva, că trebuie să-mi dau și eu drumul și murim amândoi. De singura șansă pe care tu o ai e să te ții strâns de brațul lui Tati și eu mă cobor cu tine și ne putem salva viața. S-a încheiat visul, m-am trezit transpirat, frământat. N-a fost un vis după o pizza la ora 11 noaptea. Vă asigur că disting între ceea ce este un mesaj de la Dumnezeu și ceea ce este rodul unei indigestii. Disting între visurile care sunt pozderie și vin și au loc în mintea noastră datorită mulțimii de probleme care le avem, grijilor care le avem și un vis care vine de la Dumnezeu. Am fost atât de mișcat și atât de impresionat și am meditat adânc asupra acestui vis. N-am ifose de profet, prieteni, doar am împărtășit cu toată umilința acest vis ca să înțelegeți că Dumnezeu ne învață când într-un fel, când în altul, ce înseamnă credința. Pentru mine visul acesta era exact visul în care eu trebuia să fiu pus în locul fiicei mele. Așa face și Domnul Hristos cu noi. Ne ține, ne duce în spate ca pe oaia aceea, și dacă noi ne ținem de El, vom fi mântuiți. Dar dacă ne dăm drumul, El nu ne poate salva. Așa că sunt atât de profund impresionat de faptul că Dumnezeu are un mesaj de salvare pentru noi. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său, scrie Apostolul Pavel, nu? Acest mesaj, contextul acesta poate contraria, poate să-i facă pe oameni să se simtă frustrați, dat fiind faptul că creștinii trec prin aceleași suferințe ca aceia care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și atunci spun întrebarea, bă, dacă și ăia din lume care fac rele suferă și și noi care n-am furat un cap de alță, n-am dat în cap la nimeni, nu înjurăm pe Dumnezeu, suferim și noi ca și ăia, care e diferența între noi și oamenii aceștia păgâni? Și de multe ori această suferință care vine peste creștin îl face pe creștin să respingă pe Dumnezeu. Un singur, unul singur, a îndurat cu adevărat, spunea Pana inspirată, toate durerile Lumii, toată durerea Lumii. Totuși, El suferințele noastre le-a portat și durerile noastre le-a luat asupra Lui, iar suferința Lui nu a început și nu s-a încheiat la cruce. Ea a fost doar o revelație pentru simțurile noastre tocite de păcat, a durerii pe care l-a produs păcatul de la apariția sa, puntează autoarea. Căci, întristările noastre ușoare de o clipă, lucrează pentru noi toți mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd ci la lucrurile care nu se văd, ci la lucrurile care se văd, care sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 17 la 18. Dragii mei prieteni, am profitat de această ocazie ca să împărtășesc cu dumneavoastră niște gânduri care mă frământau. Am trecut prin, prin o experiență mai dificilă acum, o săptămână jumate, două, când am avut o operație, care a durat mai mult sau mai puțin între 4 și 5 ore, aceasta m-a pus în situația de a nu mai fi funcțional în munca pe care o prestez zilnic și astăzi de-abia trag sufletul și încerc să împărtășesc cu, credincioșie, câteva gânduri la apusul de soare, sfârșitul săptămânii pe care o petrecem în veșnici și începutul unui sabat nou. Și am zis, mă târăsc și tot voi spune câte, câteva lucruri cu privire la frumusețea caracterului Domnului Hristos care a ales să ne treacă prin suferințe. Și cred că este cel mai frumos subiect pe care îl poți aborda atunci când ești în suferință. Poți vorbi cât se poate de, să zic, apropiat, cât se poate de original cu privire la de ce vine suferința peste noi. Mulțumim Tatălui Ceresc pentru bunătatea sa, că pe lângă suferință El ne-a dat și harul să o portăm. Vă invit la un moment de rugăciune și aștept ca în anul viitor, când ne întâlnim din nou, dacă mai există un an al viitorului pentru noi, în următorul sabat, în următoarea vinere, să ne întâlnim din nou. Vă urez o seară cât se poate de binecuvântată și fie ca Dumnezeul întregii îndureri și mile să vă binecuvânteze pe dumneavoastră cei dragi și toată casa dumneavoastră. Amin. Iubite Tată din Cerul, îți mulțumim pentru suferință, îți mulțumim în numele Domnului Hristos pentru bucuria deosebită de a fi alături de tine. Te rugăm din toată inima noastră și din tot sufletul nostru să ne binecuvântezi și să ne dăruiești dragostea ta și iubirea ta. Doamne, ajută-ne să înțelegem că de fapt suferința lumii este suferința ta și suferința noastră este suferința ta. Te rugăm să ne ierți păcatele și în numele Domnului Hristos Îți mulțumim pentru protecția celor de sfinți, pentru binecuvântări nemeritate. Te rugăm, lasă apusul de soare acestui an peste noi și ajută-ne, iubită Tată, să putem să fim mai tăi de acum și în veci. Amin. Dragii mei prieteni, am avut șansa să mă adresez dumneavoastră în ultimul sabat din acest an, în ultima vinere, seara, odată cu apusul soarelui, și urez pe calea aceasta tuturor prietenilor noștri și tuturor celor care ne dușmănesc mai mult sau mai puțin din motive cunoscute sau necunoscute, vreau să urez tuturor, chiar și prietenilor și dușmanilor noștri, un an plin de experiențe spirituale cu Domnul Hristos. Să învățăm anul viitor să ne iubim, să ne estimăm și să ne rugăm unii pentru alții, să simțim unii pentru alții, pentru că vremurile sunt scurte, vremea este aproape de sfârșit și Domnul Hristos vine în, cu vine în curând. Dumnezeu să vă binecuvânteze casele, inima, sufletul și tot ceea ce vă aparține dumneavoastră.